acum cu domnul Gabriel Culea, este coordonatorul salvamarilor de pe plajele din Constanța și Mamaia. Bună dimineața, domnule Culea. Bună dimineața. Spuneți-ne care sunt condițiile de îmbăiere pentru astăzi, vă rog. În stațiunea Mamaia avem steagul galben arborat, recomandat doar celor experimentați. Încercăm pe toate căile să avertizăm turiștii, atât acustic cât și să fluierăm. Trebuie să avut mare, mare grijă la copii, la obiectele gonflabile, pentru că părinții își pun încredere în acele obiecte, dar de foarte multe ori valurile îi dărâmă de pe saltele sau ies din colace și atunci se poate întâmpla o nenorocire. Pe plaja din Constanța, pe anumite porțiuni, avem steagul roșu arborat, este interzis la scăldat și rugăm pe această cale turiștii să înțeleagă că atunci când este steagul roșu arborat, scăldatul este interzis și nu merită să-și pună viața în pericol pentru acele momente care consideră ei că joaca în valuri le creează, nu știu, o anumită distracție, dar de multe ori se poate întâmpla să ajungă la o nenorocire. Și viața salvatorilor în același timp, ce s-a întâmplat ieri, o tragedie și din rândul colegilor dumneavoastră. Da. Dumnezeu să-l odinească în pace pe colegul nostru. A fost ca un trăsnet pentru noi. Cam toți am fost ieri mișcați, nu numai ieri și astăzi suntem la fel. Condolanțe familiei. Pe această cale trebuie să înțeleagă și turiștii că steagul roșu arborat este valabil și pentru serviciul salvamar, chiar dacă noi avem echipamente speciale de intervenție. Cu natura nu trebuie să te pui întotdeauna, indiferent cât de bun ești, te poate dovedi. Deci ideea e următoarea, ca turiștii să înțeleagă foarte bine că nici salvatorii nu sunt supra-oameni, nu pot face minuni și pot lua viețile tuturor. Spuneți-ne, ce înseamnă steagul galben? Mi-a spus că este arborat steagul galben în Mamaia astăzi. Ce înseamnă mai exact și care sunt restricțiile? Este recomandat doar celor experimentați. Copiii nu mai trebuie lăsați să intre la îmbăiere. Nu mai au voie să intre la îmbăiere cu obiecte gonflabile, saltele, colaci, mingi. Pentru că ondulația valului și curenții puternici pot dărâma de pe aceste obiecte și pot ajunge în zone în care adâncimea apei să fie mult prea mare sau curentul poate puternic și atunci se poate întâmpla să fie caz de nec. Deci, practic, numai pentru cei experimentați astăzi la Mamaia, la Constanța, pentru nimeni, pentru că este steagul roșu. Dacă aveți informații pentru alte localități, pentru alte stațiuni de pe litoral? Din câte informații am, pe sudul litoralului, cred că deja este steagul roșu arborat. Din ce știm, prognoza meteo mâine va fi mult, mult mai rău. Va bate vântul foarte puternic, în special la primele ore ale dimineții, după care e posibil să mai scadă din intensitate și să se știe săptămânii să fie mai bine pentru un băiat. Am înțeles că există și un program prin care turiștii care sunt nesiguri, da, pe ei în apă pot împrumuta de la salvamari balize gonflabile. Câte aveți la dispoziție și dacă se folosesc acestea? Deja au început să fie folosite. Și avem cât încredere putem să avem în aceste balize? Că și astea trebuie folosite, bineînțeles, cu anumite restricții, bănuiesc. Aceste balize noi le recomandăm celor care doresc să înoate o perioadă mult mai lungă. Sunt cei care înoată paralel cu linia Geamandurii. Sunt turiști care înoată chiar câțiva kilometri pe zi. E bine să aibă această baliză, să fie observați. Se poate întâmpla să intervină o boțila sau o problemă medicală și atunci această baliză îi poate salva viața. Ei sunt observați foarte bine de salvamari și atunci pot interveni mult, mult mai rapid. Și turiștii împrumută aceste balize? Da, le pot găsi la bazele de salvamari și la punctele de salvamari. Pur și simplu vine și discută cu salvamarul. Noi le dăm pe bună încredere pentru că considerăm că venim în ajutorul lor. După ce termină îmbăierea, vine și o returnează înapoi, se poate fi folosită de un alt turist. Și sunt suficiente ca număr? E un program pilot pentru acest an, sunt un număr de 150, sperăm să fie ok. Dacă se dovedește a fi un succes și este nevoie de un număr mult mai mare, pentru anul viitor vom face toate eforturile să fie
cu un număr mult mai mare. Aveți suficient personal pentru a asigura turiștilor, în cazul în care, bineînțeles, aceștia și respectă indicațiile dumneavoastră, securitatea în apă? De la an la an, cu personal avem o problemă și nu numai noi, cam toată lumea, fiind o meserie de sezon, e foarte greu să pregătești, să ai salvamari pe tot parcursul sezonului, în care vin sau o săptămână, două. Anul acesta a fost un an care a durat foarte, foarte, de foarte lungă durată. Soarele ne-a cam tors putele, să spun așa, cam pe toți salvamarii de pentru literalul. Întotdeauna este loc de mai bine și oricând cine dorește să vină să alăture echipei noastre, așteptăm cu mare drag. Spuneți-ne, vă rog, cât de greu este să vă impuneți în fața turiștilor? Ce nu înțeleg când nu respectă regulile acestea? În primul și primul rând încercăm să comunicăm cu ei cât putem de bine, să le explicăm că își pun viața în pericol. O mare parte din turiști ascultă sfatul, cel puțin în ultimii ani, de când, să spunem, am încercat pe toate căile să facem scânări de avertizare, panouri de avertizare, înțeleg. Sunt și turiști care spun, da, mulțumesc de informație, eu fac pe propria răspundere, îmi asum, eu știu să not foarte bine. Și atunci singurul lucru care putem să apelăm la poliție, la jandarmi, pentru că le explicăm, dacă este steagul roșu, arborat și dumneata intri în apă să noți, chiar dacă este să noți bine, creezi un precedent, lumea te observă că ești în apă și atragi după tine și persoane care poate nu notă foarte bine, dar te văd în apă, cea e ok, nu sunt curenți, intri și o să not și atunci acea persoană se poate neca. Mulțumesc pentru toate aceste informații. Să recapitulăm, astăzi este steagul galben la Mamaia, la Constanța roșu și în restul litoralului și mâine dimineață vor fi probleme cu vremea, așadar ar putea fi arborat steagul roșu. Atenție foarte mare pentru turiștii. Vă mulțumesc pentru prezență și multă putere de muncă în continuare.